grădina botanică din capitală poate fi admirată o colecție impresionantă de hortensia, una dintre cele mai îndrăgite plante decorative, datorită variației de culori. Florile au fost aduse din Japonia și Asia de Sud-Est și au devenit în scurt timp o nouă atracție. În grădina botanică, începând cu 2019, am inițiat expoziția de hidrangee. Este unicată până la momentul actual și o să fie cu siguranță cea mai mare din țară și unicată și chiar ne propunem să fie una și cea mai mare din regiune. Avem peste 80 de soiuri care fac parte din 6 specii. Planta nu este foarte pretențioasă, însă are nevoie de anumite condiții pentru a crește vigoroasă și a înflori frumos. Numele său științific, hidrangea, provine de la grecescul hydra, ceea ce înseamnă apă. Au nevoie de umiditate suficientă, deci o umiditate mai ridicată în aer. Din cauza asta noi și le-am plantat la umbra zonii unde avem amplasați mestecinii. Am tras și un sistem de irigare care iarăși să le creeze condiții cât mai prielnice și cât mai apropiate de zona de unde vin aceste plante. Pe viitor, administrația grădinii botanice vrea să îmbogățească spectrul de nuanțe, dar și să înmulțească arbuștii pentru a bucura privirile vizitatorilor. Sigur că ne-am dorit să avem tot spectrul, începând de la alb, care aparent ar părea că e simplu, până la culorile cele mai neobișnuite, că sunt soiuri cu culoare albastră, care sunt mai specifice în felul său. În continuare suntem cu ochiul, așa zis, pe culturile care sau pe soiurile care apar noi în Europa, în general, unde amelioratorii lucrează intens la crearea iarăși a noi soiuri care să uimească prin dimensiunea florii, prin nuanța culorilor, prin volumul însăși a arbustului sau a tufei. Bogăția înfloririi este greu de comparat cu altor arbuști ornamentali. O colecție de hortensii în plin sezon poate oferi un adevărat spectacol. Thank you.